Când mă uit la copiii mei și la jucăriile lor colorate, mă gândesc la copilăria pe care am trăit-o eu în comunism. E clar, am crescut într-o lume gri. De fapt, mi-am petrecut jumătate din viață sub regimul lui Ceaușescu. Când el a fost arestat și executat, împreună cu Elena, mi-aduc aminte cum ne-am bucurat, părinți și copii, la oaltă. Nu ne puneam prea multe întrebări despre felul în care a fost expediat procesul. În numele de condamnă, unanimitate de voturi, pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena, la pedeapsa capitală. Am crezut că odată cu Ceaușescu vom scăpa de tot răul, de securitate, de nomenclatură. Urma să construim o lume nouă. Aveam modelul, trebuia doar să-l copiem din Occident. Sarcina ni se părea ușoară. Drumul se înfățișa limpede, tot înainte. Iată-ne astăzi, la 20 de ani după execuția lui Ceaușescu. La prima vedere, peisajul s-a schimbat mult. Avem tot ce ne trebuie. Turnurile de birouri, supermarketurile, băncile. Dar, ca să ajungem la ele, trebuie să ocolim gropile din asfalt. De asta avem nevoie de jeepuri. Nu contează. Să ne veselim. E greu să te saturi de spectacolul fetelor care își rotesc buricul la vedere. Lucru imposibil pe vremea împușcatului. Suntem bogați. Până nu de mult, descopeream bucuriile simple, altă dată necunoscute. Contemplam vitrinele pline de marfă și minunile confortului electrocasnic. Ridicăm privirea și citim. GEPA Electro Center. Atunci au apărut personaje noi, eroii reușitei capitaliste. Prețul succesului de la magazinul GEPA Center din București. Domnul Pădure, George Pădure, patronul acestui magazin, se află în dreapta mea. Poftiți, domnul Pădure, bună ziua! Bună ziua! Ce aveți în geanta aceasta? Este premiul pe care îl avem pentru acest concurs, premiul pentru prețul succesului. Și... Dacă... Ne puteți arăta? Da, da. 300.000 de lei, care este acest premiu. După 20 de ani de cumpărături, entuziasmul nostru a mai scăzut. Poate pentru că abundența a devenit o banalitate. Nici libertatea nu ne mai excită. Deja, noile noastre elite, care uneori sunt vechi, dezbat îngrijorate soarta capitalismului. Politicieni și oameni de afaceri, oameni ai puterii și ai banilor, împart aceeași masă. Peste tot, capitalismul se afișează fără complexe. Reclamele uriașe acoperă cu succes betonul blocurilor vechi. Asta cere sacrificii.
Lumina zilei nu mai are cum pătrunde în apartament. Dincolo de fațadele cârpite, ne-au mai rămas câteva amănunte de îndreptat. O mare parte dintre compatrioți crede că se trăia mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Pentru a sărbători realizările noastre în 20 de ani de capitalism, mi-a venit o idee machiavelică. Mă voi întoarce de unde am plecat. Ca într-o frază a lui Marx, în care comunismul bântuie prin Europa asemenea unei fantome, îl voi convoca pe Ceaușescu. Sunt sigur că bătrânul dictator nu-și va fi schimbat convingerile pe acolo de unde vine. El, care stăpânea totul, oamenii, banii, întreg sistemul, ar fi surprins să vadă cum s-au schimbat toate cele. Ar avea avantajul de a pica din cer după 20 de ani de absență. Privirea odihnită, dar și cunoștințele necesare. La început, Ceaușescu ar fi mulțumit. Totul s-ar petrece ca de obicei. Apoi, l-aș însoți de la aeroport spre centru. De data asta, el și nu eu ar trăi un coșmar. Putea vedea consternarea pe chip. Așadar, acum poporul meu trândăvește, subjugat de plăcerea de a consuma. Banii, ăsta să fie noul lor ideal? Unde au dispărut masele largi care mă aplaudau de pe marginea bulevardelor? Ca să închei, l-aș duce să revadă Casa Poporului, simbol al puterii lui nemărginite. S-ar sufoca de furie, descoperind ce se petrece în piața amenită marilor mitinguri populare. I-aș mai șopti la ureche că astăzi clădirea e ocupată de noul parlament. Ar exploda. De când trădătorii aceia m-au executat, cine sunt stăpânii lumii noi? Domnul Dan Voiculescu se numără printre cele mai importante personaje în stat. Este vicepreședinte al Senatului și unul din pionierii capitalismului românesc. Vreau să monteze o antenă din asta telefonică pe bloc. Asta care, nu, care e nocivă. A fost o nebunie totală, vă promit cu rezolvă. Domnul Voiculescu, eu acum două săptămâni, trei, nu? Când a fost? V-am promis că vom iniția un proiect prin care parcul să devină de utilitate publică. Da? Da. Proiectul e făcut, da. E semnat. E semnat, uitați de câți senatori și deputați. Da. Asta e. Bine, toate bune, sănătate. Haideți, Solomon. Deci două stafii bântuie prin Europa și prin lume. Stafia capitalismului și cea a comunismului.
Și eu spun aici că amândouă sunt stafii ale trecutului. În sensul că socialismul e clar, a confirmat că nu poate să dezvolte globul pământesc ca sistem, iar capitalismul, inclusiv prin ce trăim astăzi, și-a dovedit limitele. Și lucrurile nu se termină aici. În cartea dumneavoastră spuneți că schimbările de până acum n-au adus decât înlocuirea unor corupți cu alți corupți. Că a fost înlocuită o nomenclatură cu o nouă nomenclatură. Și că în cele din urmă persoanele mediocre au dominat scena asta, tranziție. Cum și cine a format capitalismul românesc așa cum e el astăzi, după 20 de ani? A existat și în România o categorie, printre care mă număr și eu, care, rămânând în România, au lucrat pentru multinaționale și au gustat din acest capitalism, înainte de a avea capitalism în România. Au învățat și ei, respectiv eu, unele lucruri, fără să lucreze afară, lucrând aici, dar după principiile celor de afară. Ca atare, această categorie este principala categorie autentică, reală, de capitalism românesc. Spuneți-mi, în ce moment al vieții și carierei v-a prins revoluția și ce făceați atunci? Eram în București. Lucram ca director general al firmei Crescent, reprezentanța din București. Aveam un salariu foarte mare pe vremea aceea, de vreo 5.000 de dolari pe lună, care era un salariu fabulos. E adevărat că salariul nu era plătit de stat, nu era plătit de public, era plătit de patronul meu, domnul Foaz Sambar. Sigur că noi am lucrat foarte mult cu o întreprindere de comerț exterior, care era fundamental, legal, înființată în România, care și aia era foarte serioasă. Întâmplător, aia era o unitate a Departamentului Securității Statului. Dar ea era o întreprindere de comerț exterior ca toate celelalte. Și așa cum am lucrat cu Vitrocimul, cu Tehnoforestul, cu Tehnoimportul, cu toate întreprinderile, lucram și cu ei, cu Dunărea. Dar aici s-a creat confuzia, că dacă ai lucrat cu Dunărea și Dunărea era firma securității, înseamnă că și tu erai al securității. Doi, permisiunea asta de a lucra sau a nu lucra la o reprezentanță de firmă străină nu o dădea decât securitatea. De ce se amesteca securitatea în activitățile de comerț exterior? Pentru că astfel putea controla singura sursă de dolari a regimului. Firma pentru care lucra domnul Voiculescu, Crescent, era înregistrată într-un paradis fiscal, în Cipru. În 1990, guvernul român a angajat o echipă de controlori canadieni ca să depisteze traseul banilor din conturile securității. Căutau circa 2 miliarde de dolari. During the 80s, you accumulated hundreds of millions, tens of millions of dollars. But where did it go? These money are in Crescent Cyprus accounts. All these money, the net profits, are in Crescent Cyprus accounts. What is the company worth now? I don't know. That is a secret? Normally. If it is a secret, I don't tell you. Did any of your profits... Can you tell me? What? If any of your profits found their way into the special accounts of the Ceaușescu regime? No, sir. Not a penny? Not a penny. For the Canadian investigators, there was a simple way to recapture the hidden wealth. I'm iertat. Trebuia să dau o judecată și sigur aș fi câștigat. Pentru că ei au făcut o mare greșeală la un moment dat, au făcut o afirmație. Spuneau ei autorităților române, arestați-l pe Voiculescu ca să aflați adevărul. Afirmația asta lor era suficientă ca să câștig.
Cu toate astea, nu m-am lămurit cum s-a clădit capitalismul românesc. Cum s-a transformat capitalul de stat în capital privat. Fantoma marelui conducător, care îmbântuie visele, s-a mâniat. I s-a spus că banii proveniți din comerțul exterior au fost deturnați. Și de către cine? De către cei mai siguri, de oamenii lui de încredere. S-au servit ca să-și dezvolte afacerile lor personale. Și-au profitat de confuzia din preajma loviturii de stat ca să încaseze direct banii pe mărfurile exportate înainte de căderea lui. Mi-ar plăcea să văd fața lui Ceaușescu dacă l-aș duce să viziteze cea mai rămas din realizările industriei lui faraonice. Sau poate ar fi mulțumit să constate cum înfloresc noi industriași români. Era pregătit pentru capitalism din sistemul în care lucrase Matesean de zile. Lucram din 1980 în comerț exterior și am avut primul contract de export de îngrășăminte chimice ca firmă privată. Aprobat prin licență de export. A fost vorba de un export în China de îngrășământ complex 3x15. Sigur, o întreagă istorie. Primul vas a fost accidental numit comunist. Era un sistem care se dusese de definitiv, poate, din România și vasul nominat de partenerul meu era un vas rusesc. Țin minte că era scris cu capa și cu doi de mă rusești care scria comunist. Am poze cu el și și acum, de câte mi-aduc aminte, a fost primul nostru export ca firmă privată de îngrășăminte chimice. Asta e tot fabrica mea, Zintomul. Face țevi soldate de tabă. Anul trecut am cumpărat-o. Am cumpărat la acțiune majoritate. Majoritare și era în faliment. Acum deja lucrăm pe trei schimburi și nu putem să facem față la comerț. Și este singura fabrică de țepi sudate care a rămas în România. Țepi sudate, nu țepi tubing de la... Și la Roman este în faliment și a băgat și mai mare. Da. România s-a exportat timp de 18 ani, 19 ani ca scrap, ca fier vechi. Tot ce cumpărasem pe multe miliarde de dolari, am vândut înapoi pe nimic, tăind fabricile și ducându-le înapoi la cei care, o mare parte la cei care ei le livrase ca echipamente. O păstrim până o vedea totul curat aici. Păi când am venit în 2004, ce gândești în junglă, dacă luam pușcam iepuri aici, cred că por misteți mai zona aia, dacă era iarba asta două ori mai mare ca acum. Când ne-am uitat, nu, frate, se poate porni așa ceva. Asta n-am mai putea vopsi și noi pe asta. Eu cu aceste fabrici am făcut bani. Cu aceste fabrici s-a creat în România Interagro și Interagro înseamnă multe firme, de la agricultură, industrie chimică, industrie alimentară. Pot să vă spun că
Primul milion era la granița între 1991 și 1992. Știți cum se zice că tot foștii au făcut afaceri în România și, mă rog, și-au împărțit zonele economice? Deci în securitate am lucrat până în anul 1980. Aveam 24 de ani împliniți, mergeam 25. Sunt ofițer timp de 3 ani jumate și am plecat în comerț exterior. Sigur că poate au fost toți foști, dar cine te... Pe cine i-a prins revoluția la o maturitate cât de cât ca să poți să începi o afacere sau să ai un capital minim, eu știu, de lucru? Pe cei care la momentul respectiv făceam între 35 și 45 de ani, să zic 50 de ani. Vrând nevrând, ne-am trăit într-un sistem. Nu am vrut noi să ne naștem în anii care ne-am născut. Ne-am născut pentru că așa, eu știu, au vrut părinții noștri, că așa au vrut condițiile istorice. Acum ce să facem? Să ne dăm la o parte că dacă eu știu să fac ceva, trebuie să nu fac pentru că am fost lucrător într-o termină de comerț exterior. Care este problema? Avem vreo vină de întreaba asta că am existat sau... Iertați-mă, ce înseamnă în opinia noastră fost? Faptul că au fost niște oameni care au fost șefi de promoție, care au lucrat la Uniunea Studenților din România în acea vreme, care au bine pregătiți, care vorbeau una, două limbi străine, care erau oameni educați. Asta nu înseamnă că acei oameni au fost niște foști. Pe vremurile acelea, și eu mă refer strict la Uniunea Studenților din România, lucrau doar șefi de promoții, oameni bine educați, oameni pregătiți pentru a face față condițiilor care erau înainte de 1990. Mi-aduc aminte de anul 1990. Era anul în care trebuie să iau o decizie majoră. A rămâne un funcționar la stat, eram pe la Ministerul Turismului în acea vreme, imediat după ce s-a desfințat funcția la Uniunea Studenților din România și am luat viața în propriile mâini și soarta în propriile mâini și a începe o activitate pe cont propriu. Știam că sunt pregătit să fac acest lucru. Sunt pregătit pentru că înainte de 1990, așa cum mai spuneam, a fost 10 ani plecat foarte mult în străinătate și m-am întâlnit cu economia de piață, m-am întâlnit cu cererea și oferta și cunoșteam foarte bine că pe piață lipsesc produsele de cea mai bună calitate din domeniul cofetăriei și patiserii. Da, ce splendoare este. Cu adevărat splendoare. Ok, let's go. Let's go, hai. Și fie într-o sală de sport, nu? Am avut o investiție foarte mare aici, a durat 2 ani de zile, o investiție de circa 25 de milioane de dolari la acea vreme. La ora actuală, Anna Hotels are peste 2000 de paturi, sunt hoteluri de 5 stele, de 4 stele, în cele mai bune locații din București, și Hiltonul, și Crown Plaza, și alte două locații pe care le avem la Poiana Brașov și respectiv la Eforie Nord. Nimic? Așa-i Constituția, domnul președinte. Nimic? Ce să-ți faci? Așa-i Constituția. După anul 1996 ne-am diversificat foarte mult. Am investit într-o fabrică la Pitești, care a ajuns să facă export de peste 50 de milioane de euro pe an. Domnul Copos acumulează trofeele regatelor de embarcațiuni
ca și reușitele în afaceri. A avut succese și în politică. În 2005 a fost numit viceprim-ministru, fiind senator și coleg de partid cu domnul Dan Voiculescu. George Copos a fost audiat astăzi la DNA. El este urmărit penal pentru spălare de bani alături de alte 5 persoane, printre care și președintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, dar și fiica acestuia, Camelia. Procurorii verifică traseul banilor obținuți de omul de afaceri în urma unei tranzacții frauduloase cu Loteria Română, pentru care de altfel a fost trimis în judecată anul trecut. Nu mi s-a prezentat niciun fel de dovadă până acum, dintr-un dosar din anul 2006, nicio dovadă a faptului că am făcut vreo infracțiune. Cei 6 sunt urmăriți penal din martie anul trecut, după ce procurorii au constatat că milionul de euro rezultat din tranzacționarea 35 de imobili aparținând Loteriei Române a fost spălat prin conturile familiei Voiculescu și ale firmelor acestora. Curtea Constituțională a decis astăzi că legea în baza cărei a fost înființat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este neconstituțională. Judecătorii curții au admis excepția ridicată în procesul intentat Consiliului de președintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu. Politicieni, fețe bisericești și magistrați au primit de la CNSAS verdicte de colaborare cu securitatea. Decizia curții duce Consiliul la un pas de desființare în plin an electoral, an în care politicienii vor putea obține funcții publice fără mai fi verificați dacă au colaborat cu poliția. Stimați tovarăși și prieteni, continuați așa cum ați început. Ați ales calea corespunzătoare atunci când m-ați trădat. În acest fel, v-ați rezervat un loc sub soarele capitalismului și, nimic de zis, v-ați descurcat mult mai bine decât tovarășii cehi, polonești sau maghiari, care au pierdut puterea după 1990. Desigur, ați renunțat la ideologia cea mai înaintată, dar ați păstrat principiile partidului. Pile, corupție, relații. Ați construit această nouă rânduire după chipul și asemănarea voastră, tovarăși. Mergem de 6 ani pe autostradă și nu avem o stație de benzină. Tocmai datorită intereselor. Nu reușești nimic. Pe cuvântul meu de onoare. Am fost să construiesc eu. Am zis la stație. Ce mergi, uite, mergi că te așteaptă Nicușor Constantinescu. Gata. Am zis la Nicușor Constantinescu. Ce părere aveți? Să construiesc niște apartamente în Constanța asta? Da. Da. Stai să vă pun în legătură cu cineva. Înțelegi? Pentru că e bine să fiți cu cineva, să... Măi, vezi că îl trimit pe două pădure la tine. Stați de vorbă și vedeți ce puteți face împreună. Împreună? Păi, adică ce? Păi spune ce? Deci am o societate, atât la sută tu, eu atât la sută, eu vin cu bani, eu restul mă ocup eu, nu vă faceți probleme. Nu se poate. N-am mai făcut nimica. Constanțean. N-am mai făcut nimic. Totul trece pe la ei. Totul trece, totul. Altfel nu iei nicio autorizație. Nu. Nu se poate.
Iar dacă nu-ți vezi de treabă, mai intri și prin pușcărie. Mai îți faci și niște... Mai intri, da. Și atunci de ce să-mi aleg eu viața asta, Alecu? Stau, mă, cât, 10 milioane de euro, atât câștig, mulțumesc, gata, nicio problemă. Lăsați, luați voi alea 100, 200 de milioane, nicio problemă. Eu vă mulțumesc cu atât. N-am iaht, n-am... După ce a trăit 10 ani în Belgia, George Pădure s-a întors în țară în noiembrie 1990, când a deschis primul magazin Gepa. Părinții lui au rămas la Constanța, unde tatăl a fost primar și fruntaș comunist. Hai să trăiți. Să rămână. Salicu! Hai că vă povestesc eu acum. O să-ți povestesc. Face o filmare despre unii oameni de afaceri. Nu l-ați convins pe George că era mai bun regimul ăsta de aici. Ați avut putere de convingere să-i... El a avut prin serviciul care l-avea ca sub de unitate contact cu diferite personalități din străinătate, cred. I-au sucit ăia mințile, dar zic că e mai bine... Nu i-a sucit mințile. S-a convins el de realități. Dar vă zicea că își dorește să plece, dar, să... Nu. Niciodată nu. Nimic? V-ați trezit că... Aoleo. Prima dată i-am adormit. A, când ai plecat prima dată? Prima dată când am plecat, i-am adormit pe toți. Ne-a dat un sirop. Și am dormit toți bine, mersi, dimineața când ne-am trezit, unde-i Gic, unde-i toți? Eu am plecat. El a plecat. A contat că aveați relații și așa? L-ați ajutat sau? Da, nici vorba. Sincer, eu cred că a contat numele. La mine numele era un capital. Nu trebuia să spun eu, adică nu trebuia să primesc telefon sau ceva. Era un capital însuși numele. Matale, ai fost unul dintre activiștii cu minți. Dar știm bine că erau o grămadă și atunci, și la București, care... Și aici. Da. Banciu, spre exemplu, era deja, cu activist. Banciu, da. Și ce casă și-a făcut, și piscină și pe aia. Pe vremea comuniștilor, când alții n-aveau o casă deloc. Nu. Ce vârstă aveai la Revoluție? Acum 20 de ani. 90. 66. 65, 66. 90, da. Puteai să mai stai 4 ani prima. Și... Mai luam și noi niște pământuri, mai făceam și noi. Da, de unde? Păi noi am spus și eu odată să ia, să facem o coșmelie acolo, să avem și noi. Cum? Eu vreau să dorm pe perna mea liniștit. Uneori chiar, așa cum spuneam, mă simt jenat. Mă simt jenat prin faptul că n-am reușit în cei 20 de ani de capitalist dâmbovițean, să-i spun, n-am reușit să mă îmbogățesc precum alții. Când am fost consilier, m-am întâlnit cu unul dintre colegi. Și țin minte de o întrebare care pur și simplu m-a șocat. Când am auzit-o, prin modul în care a fost pusă. Spunându-mi, și culmea ei, un om care a ajuns și primar și care trăiește și azi. Și spunându-mi... Băi, George, ce mai e, mă, de furat, mă? Hai să vedem ce mai e de furat pe la primărie, mă. Și mi-a spus, stai, mă, liniștit, mă, că nu e nimic de furat, mă. Hai, mă, George, că e de furat, bă. Bă, dracu, s-a luat tot. Pentru câștigătorii lumii noi se organizează baluri chiar în inima Casei Poporului, ctitoria epocii Ceaușescu. Tot acolo e azi Palatul Parlamentului. Bogăția caută să se apropie de putere.
Pe vremuri, puterea era atrasă de bogăție. Și cei care vreau să facă o carieră, trebuiau să se țină după muzică. Ce vremuri, ce se vinde atunci, ce putere de cumpărare exact. Era. În 1990, mi-aduc aminte, Doamne, ce se cumpăra. Ce putere de cumpărare era. Ați căzut acum? Știți ce se întâmplă atunci? Mâncau unul și mult mai sănătos. Asta acum întrebare? S-a îndreptat spre... Asta întrebare că ați căzut? Voi nu simțiți? Înseamnă că vă merge bine, băieți. Nu? Vă merge bine. Nu, dar teoretic lumea era mai săracă, per total. Atunci? Atunci. Era mult, mult mai bogat. Da? Repet, mult, mult mai bogat. Mult, mult mai bogat. Și ce-am făcut cu banii? Mi-a văzut că am construit 8 km de autostradă. Pe an? Pe an? Restul s-au dus. Restul s-au dus. Ce bă, s-au transformat? Mașini în ce? Băieți, au fost băieții deștepți în această țară care s-au mișcat. Fraierii facem prăjituri aici și pâine. Da. Noi suntem fraieri. Oameni pentru care am un mare respect, o mare admirație, pentru că aici e vorba de pasiune, nu? Pasiune, oameni extraordinari, pentru că nu e ușor să vii, pentru că aici e fabrică. E fabrică și 8 ore trebuie să lucrezi. 8 ore trebuie să tragi. Nu e simplu. Mulțumesc. GEPA, portița prin care Occidentul a pătruns în România. Citesc din titlurile anilor 1993, uite, un pas spre civilizație, GEPA Center. Au făcut și erou albun și capitaliste. Da? Eu când am venit în România, am venit cu 4 milioane de dolari într-o economie care nu era absolut deloc așezată. Având afacerea pe care o aveam și la acel moment, aduceți-vă aminte, nu exista nici metro, nici Carrefour, nici mall-uri, nu exista nimic de genul ăsta, eram adulat atât de presă, cât și de politicieni și de, pot să spun, și de femei. Eram invitat în permanență, eram adulatul vremurilor. Când erau emisiuni la televizor, pe mine mă invitau. Acum nu mă mai invită. Bună seara, iubito. Mă gândeam la tine. Draga mea, e luna cadourilor. Dici ce ți-am adus azi? Un parfum. Nu chiar. Un ceas? Ceas, nu. Bijuterii. N-ai ghicit. Ți-am luat 3.000 de acțiuni în GEPA. Ai dat-o 3 milioane de lei? Dar merită, e un cadou de durată. Și e cel mai frumos. Fă un cadou celor dragi, acțiuni GEPA. Un cadou
un pic mai bine. GEPA ESA, un pic mai bine pentru dumneavoastră. De fapt, toată viața mea a fost un one-man show. Poate e un defect. În viață trebuie să știi să delegi. Trebuia poate altcineva să le facă. Cu toate astea, acel un pic mai bine pentru dumneavoastră, care l-am spus eu când am venit în România, sloganul GEPA, care este și astăzi, a fost unul dintre sloganele studiate și la Academia de Studii Economice, de studenții la marketing. Acum, profit de această lipsă de rigiditate și datorită posibilității de a mă adapta, afacerea îmi spune că trebuie oprită. Câți oameni sunt astăzi la muncă? Câți oameni sunt astăzi la muncă? Câte? Aici? Acum sunt 450. Cu chinezi, cu toți și cu bulgari? Chinezii sunt 20. Bulgari astăzi n-avem că e ziua mea. Pe mine m-ați putea învăța cum să fac o afacere? Eu vă pot învăța regulile de bază într-o afacere, ce trebuie să urmăriți, cum trebuie să încheiați o afacere. După aia intervin calitățile noastre, care nu la toți oamenii sunt la fel. Să știți că toți oamenii sunt chemați pentru afacere. Unii sunt foarte buni profesori, unii sunt foarte buni doctori, unii sunt foarte buni polițiști și unii sunt foarte buni oameni de afacere. Adică trebuie să ai flăr, trebuie să ai, eu știu, să anticipezi, să știi regulile de bază, abecedarul trebuie învățat. Pentru că sunt reguli care stricte care se învață din, nu numai din școală și din facultate, ci în anii îndelungați de experiență. Păi ce facem cu proiectul ăsta, cu silozul? A schimbat de... Nu știți că nu ne l-a aprobat. De ce? Iar au fost bani puțin și eram aplicat. Și? S-a dat până la 37 de puncte și n-am avut 32. Am făcut o contestație ăsta, Călin. Și cine s-a aprobat? Nu știu exact, ieri... De la Ministerul Agriculturii? Deci cine? Care fac undajul? Păi să-mi spună cine, vorbesc cu secretarul de stat. Ha? Da, vă spun, vorbesc cu Călin. Dar repede, trebuie să-mi spună cine. Motor. Dacă stau să văd unde îmi doresc să trăiesc, de această dată aleg Belgia. Noi avem o țară frumoasă, dar societatea este încă afectată, pe de o parte de perioada totalitaristă, pe de alta de balcanismul, care împletite dau ceva extraordinar. De rău. Da. O bombă. Acest cocktail balcanic, fără moral și fără principuri, nu face rău tuturor. Ba chiar poate fi profitabil. Dan Diaconescu, patronul OTV, a făcut avere din dezamăgirile capitalismului românesc. Televiziunea lui a crescut ca într-un film american. Diaconescu îi spune televiziunea poporului. Șapte zile din șapte, patronul însuși moderează în direct o emisiune Fluviu, care durează toată noaptea. Gabi, hai că stă în lift, hai, las publicitatea de aici. Cu Raica. Nu, da, până la 10. Tu nu știi că... Care? A, ăla intră la 10. Concurența spune că OTV e o televiziune de apartament.
Dar spre necazul multora, Dan Diaconescu a arătat că o televiziune fără tehnică, decoruri sau scrupule e o bună afacere. Rețeta succesului OTV e bine pusă la punct. Crime, ceva sex și eventual o intrigă politică. Emisiunile l-au îmbogățit suficient cât să-și poată plăti amenzile pentru vulgaritate sau piraterie cu care îl taxează periodic Consiliul Audiovizualului. Păi cine a vorbit, mă, ca pătrat înainte? Păi, dați-mă Batistă, vă rog, ce-i păi, dați-i Batistă! Că uite, nu mai dați-i vorbim, Batistă, nebunei, că ea plânge tu, tot timpul. Nebunești tu! Bă, da, nu, tu umbli și faci sex pe bani. Vrei să-ți faci ceva? Domnul Lazar, dar eu nu sunt noi. Tu ce ești? Tu 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 Acum am uitat la SMS-uri, sunt 800 și ceva de SMS-uri, astea cu plată, nu mai vorbim de cele gratuite sau mail-uri și în general tot ce e peste 5-600 de SMS-uri, avem și seri cu 3000, cu 5000 de SMS-uri. Înseamnă că e o seară bună, asta e primul feedback. Noi avem, din cauza lungimii mare a emisiunii, un reach important, deci aproape 7 milioane de oameni se uită măcar un minut la această emisiune. Fiindcă în România televiziunea este totul, aproape totul, e singurul lucru gratis sau ieftin, singura bucurie ieftină pentru români. De ziarul Scânteia să-mi aduc aminte de visul meu că mă gândesc și acum că Ceaușescu, înainte de 89, dacă făcea talk show-uri, cu talk show-urile care stau la OTV, cred că nu cădea, sau mă rog, regimul lui, cred că rămânea și astăzi, fiindcă mi se pare o supapă extraordinară. O asemenea emisiune și nu înțeleg de ce el nu făcea la vremea aia. Gândiți-vă un talk show ca al meu sau ca altele, în care Ceaușescu s-ar fi certat tot timpul cu telespectatorii, cu criticii săi, cu dizidenții, pe care a fost extraordinar și, evident, se rezolva și problema cu democrația în România, dar încăpățânarea lui l-a dus la pierzanie. Ca înfăptuiește programul partidului ce exprimă interesele și aspirațiile supreme ale întregii națiuni. Aceste realizări pun în evidență superioritatea orânduirii noastre socialiste. Timișoara, Incineratorul Constanța, Caritas, Ion Stoica, Cluj-Napoca, Zahiri Scandal. De la mijlocul anilor 90, vedetele noastre de televiziune sunt miniștri corupți, oamenii de afaceri dubioși sau traficanții cu dosare de fraudă în valoare de milioane de euro. Au fost denumiți băieții deștepți și în ultimii ani li se mai spune moguli, pentru că au acaparat și presa și televiziunea. În fundal se perindă masele largi de perdanți, figurație lipsită de glorie. Mai mic să iau și eu un apartament mai spațios în brazdă. Da, și am depus pentru numai pentru 3 luni și acum exact acum trebuia să-i scot. Și când a trebuit să-i scot, s-a produs arababura asta. Și mi-a rămas copilul pe drumuri, acum am... Prietul meu a vândut și mașină buceagă, a vândut și remorcă, a vândut și vaca și vița, că să-și ia cel mâine pe mine un tractor să rânească și i-a pus aici. Aici sunt puși. De ce v-au vândut? Cruce. Pentru învinuirea de spălare de bani. Și am venit să prezint o serie de documente, spre deosebire de... spusele fără acoperire la altora, să predau la parchet o serie de documente care vor clarifica acest aspect. Mulțumesc. Nu vă considerați un oameni. Domnul Tender, cum comentați decizia? Respect decizia instanței. Vă așteptați? Sigur. Nu, nu. Cum credeți că o să rezistați atâtea zile? Foarte bine. Franța a decis să accepte cererea procurorilor de arestament timp pentru 30 zile. De ce ați fost aici? Dar de ce nu vreți să dați declarații niciodată? Și atunci care ar fi substratul acestei existențe de arătare? Cum interpretați sau cum comentați această acțiune, sesizare a procurorului general? Ar fi bine să se facă pentru toți politicienii și pentru toți membrii cabinetului. În acest răstimp, justiția s-a agitat mult. Judecătorii dau drumul marțea celor pe care i-au arestat preventiv luni.
Nu se ajunge nici când la fondul problemelor, din cauza nenumăratelor vicii de procedură ridicate de avocați. Raportul Comisiei Europene, publicat în 2009, arată că dosarele nu ajung nici măcar în primă instanță și în cele 462 de cazuri de mare corupție nu s-a pronunțat nicio singură sentință. Niciunul dintre acești oameni de afaceri n-a vrut să dea explicații, cu excepția domnului Dinu Patriciu, implicat într-o anchetă ce datează din 2005. În februarie 90 am creat prima companie privată din România, cu un număr de înregistrare cu vreo 7 de 0 și un 1 la coadă. Alfa se chema din același motiv. Era un birou de arhitectură, evident. Și așa am început să câștig primii bani. Îmi aduc aminte că lucram cu câțiva colegi. Unul dintre ei și-a luat o mașină, o pușcă de vânătoare, celălalt și-a cumpărat un apartament. Eu am investit în terenuri, până la ultimul ban. Și așa a început aventura. Deci primul milion, când l-ați făcut? Primul milion l-am făcut foarte greu. Dar l-am făcut în primul an, după 90, din câteva proiecte pe care le-am făcut pe terenuri proprii, vânzându-le apoi unor pioniere a antreprenoriatului care au visat prea repede. Și ați achiziționat Rompetrol în 1998, nu? În 98, da, dar atunci Rompetrolul era o firmă cu o cifră de afaceri de 5 milioane și 1 milion și jumătate pierderi. Și 300 de angajați fără prea multă treabă. Și ați vândut Rompetrol după 11 ani? N-am vândut același lucru. Același nume, da, cu totul altceva. Dar pentru o sumă de 1000 de ori mai mare? Cu o sumă, nu chiar de 1000 de ori mai mare, dar de sute de ori mai mare în orice caz. Și care au fost pașii următori după aceea, după achiziționarea Rompetrol? Achiziționarea rafinăriei Vega, după aceea achiziționarea rafinăriei Petromidia. Primii pași, când ne-au dat masa critică. Evident, n-aveam bani de acasă de la mama și ne-au ajutat mult instituțiile financiare care au înțeles că suntem capabili să refacem o ruină a socialismului. La vânzare, în 2001, prețul rafinăriei a fost de 615 milioane de dolari, din care domnul Patriciu n-ar fi achitat decât 50 de milioane. Restul era constituit dintr-o datorie către stat, pe care guvernul a transformat-o cu mărinimie în obligațiuni și a căror scadență a fost prelungită până în 2010. Dar Patriciu a vândut Rompetrol, la oaltă cu datoriile sale, unei companii din Kazahstan în 2009, chiar înaintea scadenței, pentru circa 2 miliarde de euro. Pe de altă parte, Libia datora statului român o creanță de 85 de milioane de dolari pentru lucrările efectuate de Rompetrol pe vremea lui Ceaușescu. Domnul Patriciu ar fi recuperat această creanță. În 2005 a fost acuzat de spălare de bani, evaziune fiscală, manipularea pieței de capital, etc. Până la această dată, procesul nu a avut loc. Știți bine că a fost interpretată această transformare a datoriilor în obligațiuni de stat ca un soi de complicitate imorală între stat și... N-a fost deloc imorală, ci a fost o operațiune comercială. Poate prima și singura, de altfel, operațiune comercială de anvergură în ceea ce privește plata datoriilor statului către el însuși, pentru că astea erau datoriile Petromidiei, făcută în acest domeniu.
Dar, de exemplu, dacă statul era un mai bun negociator când ați... N-avea ce, cum să fie un mai bun negociator. Statul n-avea cum să aibă resurse intelectuale venit fiind din socialist și populat cu aceiași oameni ca și înainte, cu lipsa de experiență a unei economii libere. Dar capitalismul e imoral pentru mentalitatea comună a tranziției. Există această mitologie pe dos a succesului. Nu poți să ai succes decât dacă furi. În vara lui 2009, kazahii de la întreprinderea de stat Kazmunai Gaz au venit să preia perla coroanei din Imperiul domnului Patriciu, care tocmai a încasat ultima tranșă pentru vânzarea Rompetrol. Salut prezența delegației oficiale a Kazahstanului, condusă de domnul Kayergelji Kabuldin, președintele Kazmunai Gaz, precum și a domnului Dinu Patriciu, omul de al cărui nume se leagă în renașterea Petromidiei. Dragi prieteni, eu o să vă spun o poveste. Exact acum 30 de ani, pe o faleză care se ridică deasupra lacului, am oprit într-o seară dacia mea răblagită, în care mă aflam cu o tânără arhitectă, cu un suflet curat și a început să se ridice soarele așa de mare, în fața soarelui, mulțime de macarale și niște coșuri de fum în construcție. Dumneavoastră faceți parte dintre aceia care au fost aduși cu deasila. Dar ați făcut un lucru extraordinar. Și mai ales a stat lângă el 30 de ani. Din inutil cum era atunci, monument al unei demențe de a construi, l-ați făcut să înflorească într-o lume cu totul diferit. Vă mărturisesc că dacă am vreo mândrie în viață, este aceea că v-am ajutat să o păstrați și să o refaceți. Mă voi gândi întotdeauna la cei care mi-au fost alături în acești 10 ani și mai ales la cei care au rămas 30 de ani în acest loc, trecând de la statutul de sclav la cel de oameni liberi și cu succes. Vă mulțumesc! Țin minte că le desenam colaboratorilor
Le desenam atunci când mă refeream la rompetrol, le desenam un rechin, pe vremuri. După aia am început să le desenez o balenă și la un management meeting acum vreo 2 ani, pentru prima oară le-am desenat o caracatiță simpatică și le-am descris modelul care rezultă de aici. M-am distrat mult în anii ăștia. Și mi-a plăcut. Da. Hai, vină încoa. Mara. Mami, zi tu ceva. Uite, am un bobo. Asta vreau să-i cumpăr și eu mâine de ziua. Căruț? Căruț cu păpușe de aia, mă. Ale mică. În 2004 am făcut toate formele de transfer a tuturor proprietăților către cele două fete. Acum următoarele și tu îți dau 3 timpuri. Și sunt mulțumit că am făcut asta, pentru că de fapt ăsta e rostul părinților, să construiască pentru copii și copiii pentru copiilor și așa mai departe. What is very, very important, my friend, is to be, how to say, very reserved, very... yes, but. And it will be good to have a general line. You know that everything will be decided finally by Camelia. And as you know, Camelia is deciding only after discussion with her father. So, in order to change what we want to change any time. Of course. Okay? And we meet every week, you know, Camelia's there. It's very clear that he's not working for Camelia's interests, he's really working for his interests. Agree. Okay. Okay, thank you. Bye bye, see you. Thank you, all the best. Da? Da-te-i pe băie sus. Da. Deci ăsta e biroul Cameliei. Proprietar. Da. Ce mai fi de... Cam atât, nu? Ăla e bătrânul. El avea păr acolo, eu nu mai am păr. Ia cineva cu păr, da? Da, cu păr. Da, el a lăsat camerii. Tabloul e al ei. Ia, o să pun unul de tabloul meu, tabloul ei și lasă lui Evelin. Și Evelin o să pună de tabloul ei și lasă copilului ei și așa mai departe. Ca la regii Franței. Da, e minunat. E minunat. Trăim într-o țară paradoxală. România are cel mai mic PIB printre fostele state comuniste și cu toate astea, aici se numără cei mai mulți miliardari pe cap de locuitor. Averile lor însumează 32% din PIB. Însă tranziția la capitalism nu a adus progrese la fel de spectaculoase pentru toată lumea. La capitolul drumuri, România se situează pe locul 110 în lume, undeva între Tanzania și Zambia. Tânărul nostru capitalism s-a înveșmântat în aparențe democratice. Au fost înființate nenumărate instituții după model european și mai ales au fost respectate inițialele lor. Avem un CSA, un CNC, un CSM și chiar și un DNA, Direcția Națională Anticorupție.
Iată toate ingredientele pentru o rețetă demnă de oameni respectabili. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aducerea la poliția lui Gigi Becali a fost un adevărat spectacol. Zeci de mascați au mers la prima oră la casa lui Becali din cartierul Pipera. Colega mea, Ana Maria Roman, ne spune ce se întâmplă acum la poliția capitalei. Barabas, liber și toți se cuce! Sărătatele Gigi! Hoții liberi, Becali în arest! George Becali a fost, la un moment dat, omul cel mai bogat din România. Crescut într-o familie de ciobani, a câștigat din imobiliar și din fotbal. Domnul Becali a fondat și un partid naționalist creștin, Partidul Noii Generații. În aprilie 2009, i s-a furat limuzina. N-a chemat poliția, în schimb și-a trimis bodyguardii, care i-au sechestrat și torturat pe hoți. Când a fost arestat, Becali a declarat că el a fost pedepsit a idoma lui Hristos, în timp ce Barabas, cei care i-au furat mașina, se bucurau de libertate. Becali a fost eliberat în ajunul Paștelui. După o lună, a fost ales deputat în Parlamentul European. Alături de mine sunt cei doi mari câștigători, dacă vreți așa, deși n-au câștigat totul, au ieșit pe locul 5, cum se zice, cu 7,2%. E vorba de Corneliu Vadim Tudor, președintele PRM. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara! Alături de dânsul în acest tandem, iată, de aur, de acum câștigător, domnul Gigi Becali. Bună seara, bine ați revenit! Felicitări amândurora! Bună seara! Țin să menționez încă o dată trăsătura care poate uita ce... Ce-ar fi să vă scoate și haina? Îmi ziceam un telespectator că sunteți foarte elegant îmbrăcați și când o să vă duceți la Bruxelles, aia în Parlament, o să-i umiliți puțin numai cu hainele dumneavoastră. Că o să-i umilesc decât... din toate punctele de vedere, nu numai cu hainele, da? Și o să vezi tu. Aveți emoții? Normal că am emoții, nu e prima mea zi de muncă. Da. Și altceva în viața mea. Uite birou. Asta este birou. Uite aici George Becali și uite un birou mare. Avem o vizită de camere frumoase. Da? Ce comisie să intrați până la urmă? Mâine seară. Agricultură și dezvoltare rurală și justiție. Da. Asta va fi adunător, da? Da, păi, normal, nu? Asta e cel mai important lucru. E ceva care trebuie să fac și trebuie să o fac cu demnitate. Plus asta, aici sunt niște oameni foarte liniștiți, niște oameni serioși. Eu sunt genul de om, ați văzut, și când am fost arestat, am intrat repede în acele canoane ale temniței, nu? Eu intru foarte repede în canoanele mediului în care sunt. Eu sunt aici și intru foarte repede în canonul ăsta. Canoanele le voi respecta. Adică, voi fi exact ca ei. Safirul anacronic al coșmarurilor mele a revenit. Ținea să-i felicite pe noi îmbogățiți. Bravo, tovarăși! Vă știam supuși, fără inițiativă, dar văd că ați reușit. Ați recuperat sistemul, relațiile, uneori și banii mei, ce să mai zic. Noi veniți au învățat cu brio rețeta noastră secretă. Iar copiii voștri au preluat ștafeta. Tovarăși,
Ați dovedit că suntem capabili în comerțul exterior. Ce ar fi să exportați rețeta noastră pe întregul mapamond? Mă întorc de unde am venit, liniștit și încrezător. Știu că am supraviețuit în fiecare dintre voi. A început să-i aprecieze întâi de toate pe securiști. În primii 10 ani după Revoluție, securiștii erau înjurați, puși la colț, repudiați. Imediat lumea s-a început și a spus, știți ceva, securiștii ăștia până la urmă erau niște băieți deștepți, s-au descurcat. Proști am fost noi ceilalți. Și atunci n-a mai fost repulsia față de securitate. Apoi s-a trecut la repulsia față de bogătași. Ăla are Mercedes, să-i spargem parbrizul, ăla are nu știu ce vilă. Și asta a ținut câțiva ani, nu numai că s-au obișnuit românii cu corupția, dar toți românii regretă că n-au furat și ei, fiindcă corupții nu au fost sancționați. Lumea se aștepta la asta, nu? Era frica de pușcărie, să nu furăm, că o să fim arestați. Când românii au văzut că cei care au furat n-au pățit nimic, evident că au înțeles că poate să se zgârie pe ochi și să le pare rău că n-au făcut și ei același lucru, fiindcă și ei puteau să aibă bani în Elveția, palate, mașini și nu răspundeau în fața justiției. Lucrurile sunt clare. Cei care erau revoltați în România și care vreau o schimbare și vreau tot timpul altceva, vreau să împingă societatea în sus, în față, înainte, au plecat din țară. Deci sunt 4 milioane de români plecați și toți, din ce am studiat și eu, respectă acest criteriu. Erau cei care veneau la mitinguri, cei care tot timpul veneau prin emisiunile TV revoltați și spuneau șeful fură, vecinul fură, politicianul ăla e corupt. Toți oamenii ăștia s-au liniștit după ce au văzut că n-au reușit să schimbe nimic, au plecat din țară. Și atunci au rămas în țară, pe de o parte, cei mai mulțumiți așa, fiindcă și la Revoluție au ieșit în stradă doar câteva milioane. Restul au stat acasă la televizor. Și fie, repet, cei care chiar trăiesc bine în România, fie cei care oricum sunt resemnați, fie cei care o duc atât de rău, când nici n-au posibilitatea să plătească drumul până undeva unde să protesteze. Și atunci, țara e, din punctul ăsta de vedere, adormită, liniștită. Bine. Venim la acest caz extraordinar, în continuare Oana Zăvoranu, față în față în felul acesta cu Monica Columbeanu, la telefon Dinu Damaschin, tatăl adoptiv al Monicei Columbeanu, și, sigur, în casele dumneavoastră, prin intermediul emisiunii preferate, toate aceste imagini halucinante și să facem comparații. Hai, pe tot ceea ce cere dumneavoastră trestătorii, să pui noștri, noi chiar și facem întâlnire cu vă această tare ce puțin. După 20 de ani, banchetul e pe sfârșit. Se pare că au mai rămas ceva firimituri de ciugulit pe masă, dar va trebui să mâncăm în picioare, pentru că locurile sunt ocupate. Și fiți atenți, rețeta e greu de digerat. Chiar așa, până la urmă, cine o să plătească nota?